Chiar dacă astăzi Dumnezeu nu ne-a binecuvântat cu mașini luxoase, chiar dacă astăzi Dumnezeu nu a îngăduit să facem 5-6 mii de euro, Dumnezeu merită binecuvântat. Știți de ce merită binecuvântat? Fiindcă Dumnezeu ți-a prinjut firul vieții, ești alături de familia ta și sunt casa lui Dumnezeu unde poți chema numele lui Iisus. Aleluia! Trăim viremurile de pe urmă, că fiindcă cuvântul lui Dumnezeu se împlinește din ce din ce în fiecare zi. Vedem că cuvântul lui Dumnezeu se împlinește și vedem la televizoare cum vine războaie, vine focuri, vine bombe, vine de toate. Și noi tot noi ne pocăim. Cuvântul lui Dumnezeu spune să ne iubim unii pe alții. Iubirea aceasta trebuie să se arată numai din gură. Sau trebuie să se arată din inimă. Iubirea aceasta spune că trebuie să se arată cu un foc cald, să ne arătăm unul pentru alții. Și mai jos spune, dați-vă întâietate unul altul. E paragadoșenem urlaieț, jibrodostam urlaieț. Dar astăzi, de multe ori când vedem pe unul că Dumnezeu vrea să rădică jabrot managadofel. Să-i putere, Doamne! Și Duhul lui Dumnezeu vrea să rădică, îi căută motiv. Ca să îl dă vorbă. Mi-aduc aminte numai puțin când David era uns ca împărat și a vrea de-a Domnul tot un an de-o gărți sau îl căuta să-l omoară. Știți de ce? A intrat o invidie în el. A văzut că David era admis de toată lumea aplaudat și a crezut că ia locul lui. Că fiindcă așa trăim astăzi, fiecare când eu văd și alții că folosește Dumnezeu, vorbim și spune, uite, a greșit. A greșit în lucrarea aceasta, a greșit în cuvântul acesta. E cu neputință când ești în fața lui Dumnezeu aici, să nu fii greșești. De ce? Aici este o luptă foarte mare. Toate duhurile din adunare vine și să te atacă. Și de ce? Să întreb biserica, care dintre voi a stat în post pentru mine? Niciunul. Care dintre voi m-a surprins în rugăciune și a spus, Doamne, întărește-mă, fratele nostru, frate. Și de ce? Aici este o luptă. Nu este o luptă ca păstan. Și lupta aici asta este că mergi contra cu diavolul. Și dacă ești mergi contra cu diavolul și vorbești fratelor să se pocăiască, diavolul vine și lovește familia ta. Diavolul vine și lovește corpul tău. Te lovește pe tine. Treci prin încercări și apoi, frate, știi ce spun? Da, a făcut lucrul acesta fiindcă a păcătuit, a făcut altceva. Bine a făcut Dumnezeu. Bine a făcut Dumnezeu. Că uite ce ne-a arătat Dumnezeu. Dar planul lui Dumnezeu, dacă tu treci prin încercare, dacă tu treci prin ispită, este că Dumnezeu are un plan foarte mare cu tine. Și Dumnezeu vrea să te ridică dreaptă cu dreaptă. Că fiindcă a ajuns eu un pas curat,
a ajunge ceva de valoare înaintea lui Dumnezeu, trebuie să treci prin încercări. Că Dumnezeu vede sinceritatea și cunoaște fiecărui parte. Slăviți și binecuvântați să fie numele lui Iisus Hristos. Sunt prezența lui Iisus Hristos în mijlocul nostru. Haideți să nu stăm nepăsători în casa lui Dumnezeu când vine. Haideți să nu fim numai doar ascultători al Cuvântului Dumnezeu, ci să fim împlinitori al Cuvântului Dumnezeu. Vrem în seara aceasta, așa cum a spus lui, noi să ne arătăm și să se arate Iisus Hristos în noi. Slăviți și binecuvântați să fie El. Că dacă El se arată noi, ne bucurăm împreună. Că la aceasta a venit în casa lui Dumnezeu. Nu am venit să ne vedem unii pe alții, și am venit să ne bucurăm pe Iisus Hristos, slăviți și binecuvântați să fie numele Lui. Vrem să lăudăm pe Dumnezeu, că fiindcă Dumnezeu ne-a făcut mult bine și merită Dumnezeu să fie lăudat. Merită Dumnezeu să fie lăudat și binecuvântat numele Lui. Fratele Cristi va lăuda pe Domnul cu o cântare. Apoi fratele Marcel va lăuda și el pe Domnul cu o cântare. Familia lui Crăciunelu, Titi, Piti, Mileniu, împreună cu noroși, va lăuda și el pe Domnul cu o cântare și de cuvântul Domnului ne va vorbi fratele Eugen, Domnul să binecuvânteze.